Da? Unghiul făcut, practic trebuie să înțelegi așa, că umbra lui de prin B este de B. Și unghiul făcut de umbră și cu dreaptă, dar ca să găsești umbra, trebuie să duci și perpendicular la aceea. Și acela e unghiul pe care ți-l dă de data asta. Unghiul făcut de o dreaptă cu un plan. Unghiul făcut de o dreaptă cu un plan, așa se găsește. Se ia de pe dreaptă, coborând perpendicular, punim locul înțepat planul cu piciorul perpendicular și unghiul făcut dintre segmentul acesta și dreaptă este unghiul cel de problemă. E 6 și 25. Ce vreți mai face? Vreți să luăm un pic de algebră? Da. Atunci cu tine fișelul ăsta și facem și algebră. Facem sinteză? Paralipezi cu dreptunghi? Da, da, da. Are laterală, are totală, volumul. Deci, da, să zicem, deci paralipezi. Sau un polipun. Să speram la bine, dacă știi așa, dacă cum scrieți acolo. Paralipezi cu dreptunghi sau cu polipun. Cu polipun. Întâlniți uneori și mișcarea cu boid și dacă nu știți ce înseamnă, iarăși vă uitați. Deci cu boidul se apar pe de reprinise și aici am făcut. Are laterală, are a totală, volumul. Am întâlnit aici... Diagonala în paralel. Diagonala. Diagonala. Paralel. Sigur că am folosit funcții trigonometrice, nu? Da, asta cu... Funcții trigonometrice. Măsura din da, trigonometrice. Pentru unghiuri importante. Da. Importante. Unghiul făcut de o dreaptă cu un plan. Unghiul. De o dreaptă cu un plan. E făcut de o dreaptă cu un plan. Și cam asta a fost. Apoi, cu camera pe acolo, astea sunt lucrurile. Închideam.